Sistemul limfatic reprezintă o componentă semnificativă a sistemului imunitar. Limfa este un lichid ușor lăptos care are în compoziție celule albe numite limfocite care atacă bacteriile din sânge și chil, adică acel fluid din intestine care conține proteine și grăsimi. Pentru a produce și transporta limfă în corp, e necesar un sistem limfatic complex format din glande, noduli limfatici, canale limfatice și vase limfatice. Sistemul limfatic include și amigdalele, polipii nazali, splina și timusul. Așa încât pentru o bună drenare a limfei și pentru a reuși să elimin corect și complet toxinele din corp, întreg sistemul limfatic trebuie să funcționeze fără cusur. Nodulii limfatici sunt moi, mici și rotunzi, cu o structură ca a bobului de mazăre. În mod normal, aceștia nu pot fi văzuți sau simțiți cu ușurință. Ei sunt localizați în grupuri în anumite părți ale corpului, precum gât, sub braț, zona inghinală și în centrul pieptului și abdomenului. De ce sunt nodulii limfatici atât de importanți? Pentru că aceștia produc celule imunitare care ajută corpul să lupte cu infecțiile. De asemenea, nodulii limfatici filtrează limfa și înlătură conținutul străin, precum bacteriile și celulele canceroase. Când bacteriile sunt recunoscute în limfă, nodulii limfatici produc mai multe globule albe care luptă împotriva infecțiilor. Acest lucru duce la inflamarea nodulilor. Așa se face că atunci când organismul este plin de toxine, fie din mediul înconjurător și stresul oxidant a cărui victime suntem zilnic, fie din alimentația nesănătoasă, răspunde prin inflamarea nodulilor limfatici. Ca să înțelegem mai ușor cum funcționează sistemul limfatic, trebuie să știm că după ce a avut loc digestia, iar macro și micronutrienții au intrat în sistemul sanguin alături de bacterii și viruși, aproximativ 20 de litri de plasmă circulă prin arterele corpului și vase de sânge arteriole și capilare mai mici în fiecare zi. După ce furnizează substanțe nutritive celulelor și țesuturilor corpului și primesc produsele lor reziduale, aproximativ 17 litri de plasmă sunt returnați în circulație prin vene. Restul de 3 litri se infiltrează prin capilare și în țesuturile corpului. Sistemul limfatic colectează acest exces de lichid numit acum limfă din țesuturile corpului tău și îl mișcă până când, în cele din urmă, este returnat în fluxul sanguin. Sistemul limfatic are mai multe funcții, precum păstrarea echilibrului de fluide în corp, absorpția de grăsimi în tractul digestiv, luptă împotriva invadatorilor cum sunt bacteriile, virusii, paraziții și ciupercile, dar și transportul și înlăturarea deșeurilor celulare din corp sau, altfel spus, a celulelor canceroase. Pentru că nu știu dacă ați aflat până acum, însă organismul uman produce zilnic o medie de 2000 de celule canceroase pe care în final trebuie să le dea afară prin sistemul de detoxifiere natural din care face parte și limfa. De câte ori nu ați experimentat durere în partea stângă sub coaste? De câte ori nu ați confundat ficatul cu splina? Ei bine, în stânga sub coaste este situată splina. De altfel, cel mai mare organ limfatic care filtrează și stochează sânge cu scopul de a produce celule albe care luptă cu infecțiile și boala. Așadar, când mai simțiți splina inflamată, aveți deja semnul clar că în sistemul limfatic s-a produs un blocaj și că trebuie să vă ajutați corpul prin odihnă, reducerea stresului, o alimentație echilibrată și hidratare cu apă de bună calitate. Timusul este o altă glandă căreia nu multă lume îi acordă importanță. La fel cum sunt recomandate intervențiile chirurgicale de înlăturare a splinei, este recomandată și înlăturarea timusului, în special în boala autoimună miastenia gravis. Însă dacă cele două glande se ocupă cu producția de globule albe, atât de importante în înlăturarea organismelor străine care ne îmbolnăvesc, cât de ușor ne-ar fi să trăim fără ele? Înainte de a lua o decizie, consultați-vă medicul specialist, evaluați stilul de viață și stilul alimentar și vedeți dacă ați făcut tot ce s-a putut pentru a vă susține organismul. Dacă privim sistemul limfatic ca un întreg și înțelegem că fiecare părticică are rolul ei, la fel ca mâdva osoasă, plasele de Peyer sau apendicele, ar trebui să știm din primul moment că prevenția este cel mai bun tratament. Sprijiniți-vă sistemul limfatic cu alimentație corespunzătoare. Dormiți suficient, consumați apă de bună calitate, faceți mișcare, evitați stresul și corpul va fi pregătit în mod natural să lupte cu bacteriile și virusii. Există mai multe boli care pot
pot afecta sistemul limfatic, printre acestea amintim inflamarea nodulilor limfatici, acumularea de fluid în canale limfatice și celule canceroase în sistemul limfatic. Însă la fel de bine ne putem întâlni cu afecțiuni ale sistemului limfatic, precum limfagita, limfagiomul, limfacitoza, amigdalita sau limfadenita mezenterică. Dacă experimentezi simptome de oboseală extremă sau ai depistat noduli inflamați dureroși care nu se retrag de la sine în câteva zile, apelează la medicul specialist și schimbă-ți stilul alimentar cu ajutorul unui specialist în nutriție. Pentru a nu mai fi nevoie să tratăm, recomandat este să prevenim. Iar din fericire, prevenția este gratuită.